Provincia. Pui vegetarian crescut cu legume și cereale. Politică și delicatețuri. Prieten, la provincia, puiul vegetarian nu mănâncă decât legume și cereale, nu suportă făina de carne, de pește și de alte orătănii. Bun, astăzi voi face ceva destul de interesant. O să vedeți, nu vă spun de la început. Vă spun însă că am un specialist în butoaie, în crătiți, în tigăi, adică cântă niște instrumente super. Zoli! Sunt Zoli Tot și am venit la Politică și Delicatețuri ca să-l cunosc pe maestrul Mircea Dinescu și pentru că sunt foarte curios ce se întâmplă în bucătăria unui poet. Am dezosat niște copănașe și am pus pieptul, care mai e bun în chiftea. Îl băgăm la tocat cu usturoi, dar înainte de asta vă învăț ceva foarte tare. Pe smetul din magazine poate să zacă acolo o jumătate de an, un an, trei ani. Și nu mai bine să faceți pe smetul nostru. Eu fac din pâinea pe care o fac la cetate, dar o fac din când în când și din acești covrigei uscați, care au și de asta, Susan pe ei, da. Și de un gust nemaipomenit. Asta îi băgăm la tocat primii, vezi să nu bă și puțină ață, să nu fie atât de bio. Puțină ață, să o scoatem din chiftea. Deci, merg în mașina de tocat. Făcuți așa? Bun. Voi face așa, întâi, chifteluțe verzi, în care am pus fasole verde, am tras-o puțin în tigaie, fiindcă îi sporește așa. Am pus puțin praz pe care și pe dânsul am tras, un ardei iute, care a fost și el alături de aia, puțină ceapă verde, pătrunjel și o dasta de mentă. O să amestecăm prima chiftea cu asta. Pe urmă, fac chifteluțe galbene. De ce fac chestia asta? În perioada asta sinistră a coronavirusului, măcar mâncarea să fie veselă, mai veselă decât pacienții. Ai împărțit paleta de culori. Da. Acum mergi mai mult pe verde, aici da. Pe portocaliu. Mâncare care să-ți producă plăcere și când o vezi, și când bunica o guști. Bunica mea spunea că o farfurie bună trebuie să aibă cel puțin trei culori. Da, da, cântă tu, trei culori cunosc pe lume. Ai să râzi, dar știu. Da, eu am uitat-o. Așa, mai fac o dată o altă, un alt gen de chifteluță, în care amestec chestia asta de care se face humusul, da? Da. Și o vânătă, da? Asta va avea o culoare mai albișoară, așa? Aia, de ce nu le spui secretul cu totul? Asta e și partea de la ceapă mai puțin verde, știi, ca să nu-i schimbe culoarea. Și ultima chestie, asta, chifteluțe roșii. Deci patru feluri, nu, de chiftele îți fac. Asta e bune dacă ai copii acasă, dacă nu vei avea și... Am două fetițe. Două fetițe. Dacă o să le dai o chifteluțe verzi, galbene, roșii, vor avea... Îi păcălești mai ușor. Fiindcă e o problemă cu copiii, până îi convins să mănânce. Ia, pesmetul a ieșit. Eu mai știu cum să le convinc să se oprească. Pesmetul trebuie să fie gustos. Pesmetul ăla parcă e rumeguș din... Ia gust așa. O bunătate. Chiar că bun. Poți să-l pui și pe colivă. Pesmetul trebuie făcut din pâine veche, o tai, o pui la cuptor puțin, să se ardă, nu mult așa, să roșească puțin. O dai pe mașina tocat și o păstrezi într-o pungă o lună de zile. Punem carnea la tocat cu puțin usturoi, da? Și în final amestecăm aceste chestii, tăiem... Nu vrei să te ajut? Din ardei. Te pricep la... Nu m-am tăiat încă niciodată. Ia, deci. Mai dă puțin, îi mai punem puțin... Că se dau prin răzătoare? Feclă roșie, da. Răzătoarea pe care am mai pus. Bun. Aici la fel vreau să iau... codița. Asta galbenă, nu ți-am spus din ce e. Deci din ardei galben, ăștia sunt gălbiori. I-am prăjit puțin ca să iasă mireazma din ei și o să pun și dulceață de-a mea galbenă. Da?
Deci cam ăsta e secretul cifrului. Gălbiorii sunt din conservă sau sunt... Nu, direct? Nu, proaspeți. E perioada gălbiorilor. Ah, super mișto. Ca să fie gustoasă chibioarele, toate trebuie să fie gustoase. Ardeiul copt e gustos, gălbiorul prăjit e gustos, dulceața mea nu mai vorbesc. Asta la fel, știi? Deci, mai fac sau îți ajunge? Nu, ajunge. Ok. Nu trebuie exagerat. Aia am dat-o mai mult pentru culoare, deși are și ea cazul său. Eu pun și încârnați pe care îi fac. Pun deci puțin... Vreau să-l gust asta. Nu mă pot abține. Dar nu, ia unul mai subțirel. Merge și ăla. Ba, îmi place care crustă. Da? Și simt și e mișto, molicina din untru și are și zămoasă. Foarte bun. Orice mâncare poate fi împodobită, așa cum e brăduțul de Crăciun, împodobește și mâncarea cu tot soiul de chestii. O culoare cu un gust mai nou pe care nu l-ai văzut în nicio carte de bucate. Deci prima chestie, asta e carnea de pui tocată. Și ce-am băgat aici? Humusul. Humusul, da. Bun. A doua, verdele. Dăm voie să te ajut. Vârlo acolo sus. Cu totul, da? Da. Pe o scară de la 1 la 10 nu mă pricep deloc. Sunt, în schimb, sunt un foarte bun ajutor de bucătar. Adică nu comentez, execut, cam ce face un soț în bucătăria soției. Deci îi punem puțin piper, da? Busuioc. La toate eu pun busuioc. Gata? Ia, bagă și asta. Da, mă, să-l ajut. Să nu bagi și lingurița. Fără lingurițele nu-s bune, nu? Am ajutat, recunosc, am ajutat de foarte multe ori, dar n-am venit niciodată eu cu o rețetă proprie pe care să o patentez și să cadă și pe spate și oamenii care sunt la masă. Astea-s bune de luat în cosmos, cred. Poate le dau o idee, le vând la NASA. Cosmonauții trebuie să mănânce și că lucruri concentrate, știi? Așa. Mamă, ce-mi place culoarea asta. Dar lași puțin și se oxidează, prinde culoarea aia un pic mai întunecată? Inevitabil. Sau... Da. Mie îmi place aia. Dar nu le face mult. Știi de ce? Acest gen de chiftele, puiul se face repede, printre altele. Da. Și mai e ceva. Deci nu trebuie prăjit așa tare. Ce scuze, asta... dar vreau să mă asigur că e bine. Asigură-te. Fii atent. Ideea este următoarea. Am pus mirodelii la toate. Aici poți să pui ce mult. Da, bine, dacă tu vrei, te rog. Hai, amestecă-le. Am un soi de părere așa de a mă juca puțin cu o mâncare clasică, știi, pe care făcea maică-mea și adaug câte un globuleț colorat. Deci, după ce le-am dat cu... hai să lăs două așa și... după ce le-am dat cu făină, le trântim, le batjocorim până pe zmet. Da? Deci făină, ou, pesmet. Făină, ou, cum se face clasic, de fapt? Deci am început cu astea roșii. O dată. Gata. Bun. Hai să le facem pe astea... Care? Verzi. Sunt amestecate sau... Da. Sunt. Am văzut că îți placă chifteluțele mai micuțe, așa, mai... Mai micuțe. Tu le-ai făcut mai mare, nu contează. Sunt bune și mari, pentru că astea... De obicei le faci mici când e carne, eu știu, de porc, care trebuie prăjite mai bine. Carnea de porc nu trebuie să fie în sânge. Mai bine, dar înțeles. O carne de pui, care e mai ușor de făcut. Bun. Uite, ți-am pregătit astea patru aici. Patru astea de, și... de humus, da? Da, și eu mai le pregătesc pe celălalt. Mai fă okay. Una. Văd că le-ai făcut mai bine, vezi? Păi experiența. Mai rotunde, deja, bravo. Na, totuși am trecut prin niște chiftele. Păi nu, învață, serios, băi, știi ce important e să înveți să gătești? Că nu e mare lucru, mai ales că sunt lucruri care par complicate pentru noi. Trebuie să recunosc că am noroc că mi-am luat soție ardeleancă și știe să gătească. Și îți face mâncare de-aia da. Ardelenească. Da? Puțin sărată, dar da. E foarte gustosă. Și cu multă, mult porc, da? Nu neapărat. Nu neapărat. Ce se spune în Ardeal? Curcan și că pasăre ca porcul. Cel mai bun cea mai bună pasăre e porcul. Papila gustativă se sesizează. Și atâta vreme cât se bucură papila gustativă, care este a ta, a fiecăruia în parte,
să bucură și creierul nostru, că are legătură, știi? O mâncare tristă te face și pe tine trist. Asta deja au prins crustă, dar e bună și crusta firără înainte. Bun, da? Eu mănânc și la... Nu, nu aici. Pune-le aici, că astea sunt primele și vreau să le scot pe rând. Am crezut la un moment dat că își va dori să mixeze toate aceste culori, dar nu, el a preferat să meargă în patru zone total diferite, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Fasole verde, praz, pătrunjel, ce-am mai pus? Busuioc, cimbru, piper, carnea aia de pui care și ea se simte bine cu niște plante. Da. Că... Partea frumoasă este că o parte din plantele astea se pot crește inclusiv pe balcon acasă. În perioada asta, noi, da, de exemplu, bagă, noi, de exemplu, avem busuioc, mentă... unde? Aici. Acolo. Bun. Plantele aromatice sunt foarte bune și de ținut în casă, pentru că filtrează aerul foarte, foarte bine. Ireazma e copleșitoare, ca să zic așa. Bun. Aia e ultima, dar mâncăm noi o tigaie de asta liniștit. Da, n-am emoții. Au fost destul de multe ingrediente, pe fiecare farfurie erau în jur de 4-5 ingrediente și nu știu dacă aș reproduce 100%. Dar știi cum e, din greșeli înveți și poate 5, mi-ar și chiar mai bună. Și următoarea ediție ați face-o de la mine, de acasă, împreună cu Maestru Dinescu. Trebuie să le tăiem pe unele ca să vadă culoarea verde. Bucătarul îl văd ca pe un mecanic auto. Mi-e frică de mecanici auto care apar super curați și imaculați. Adică trebuie să te implici. Trebuie să te implici în ceea ce faci. Toată viața, bunica mea a cultivat busuioc pentru la biserică, știi, să aibă... Genială. Da. Punem așa, să-i dăm un sfârc. Mamă, îmi place că e picant. Da, are aromă, trebuie. Și îmi place că sâmburii nu sunt foarte pisați, adică pot să mă bucur, păi, și de ei acolo. De obicei îi curăț de semințe, dar vrâne vrân, da? Mai rămân. Mie chiar îmi place chestia asta. Ăștia sunt, câțiva vrâne vrân. Da. Ăștia sunt niște ardei bulgărești, cultivați acolo la Calafat. Luăm asta de pe foc. Asta punem muștar și putem să-l fotografiem imediat, da? Și ne retragem ca ticăloșii la luptă, da? Poza de final. Tu. Păi nu, hai împreună să facem un poză. Păi dar să punem și muștar pe noi, merge și așa. Zoli, nu știu alții cum sunt, dar pentru mine chifteaua a fost ceva atât de important, că mi-a marcat copilăria. Când făcea o vecină de-a noastră chiftele, mă duceam la mamă, mă, fă și mie, te rog, că mirosea, că trăiam într-un cartier de la casă, la curte, lumpen proletariat. Mi-am și eu tot de copilărie, da. Când... Și da, chifteaua a fost așa ceva de... Și maică mea, ori mea, n-avea carne, ce să-ți fac din cartofi, zice, du-te mai bine la vecină și cere să-ți dea ție o chiftea, că... Și îmi dădeau, bineînțeles, săraci. Chifteaua era și mai era ceva când se coceau vinete. Mamă, parcă eram drogat. Mirosea a vinete coapte, afară se coceau, afară, repede, pe vinete. Bine, asta pentru cei care aveau curte. Că pentru păi tot, nu, curte, eu, bine, eu sunt născut dar în blocurile cu din, 20 din... de ani înaintea ta. Nu erau blocuri în Slobozia, pe vremea mea nu era niciun bloc. Deci toți am trăit în curte. Eu vorbesc de anii... 55-60, știi? Bine, da, acest obicei nu a dispărut. Nici în proiect nu erai. Nu eram nici în proiect. Câți ani ai, apropo? 43. Deci tu ești născut la bloc. Sunt născut la bloc, dar într-un oraș în care era totuși destul de multă verdeață și destul de multe... În Timișoara. Timișoara, da, sunt născut Timișoara. În Timișoara, provin într-o familie de muzicieni. Eu sunt a patra generație de muzicieni. Da. Bunica mea era foarte obișnuită cu gătitul, vine și ea dintr-o familie în care atenția către natură era foarte, foarte importantă. Și era dintr-o familie, că ungurii, cam, da, ca și polonezii, cam toți zică, domnule, să trag niște nobili, mai scăpătați așa. Tatăl bunicii mele a fost unul dintre peisagiștii Timișorii. Deci un artist bun. Da, deci, da. Și probabil de aici s-a și tras...
dragostea asta față de a munci pământul, de a planta o floare, a o îngriji, a avea grădină. Tatăl meu, un mare iubitor de grădină, de flori. El la ce cânta? A fost clarinetist de meserie, a terminat Academia de Muzică în București, apoi a fost corist al Filarmonicii Banatul timp de 40 de ani. Iar mama este profesor de pian și dirijor de cor. Da. A, deci și de o parte și de alta. Da, iar fratele meu este contrabasist prin contrabasist al Filarmonicii din Macao. Așa că atunci că mai nou când ne întâlnim la masă, este un fusion total. Macao, la câți kilometri e de... 9000 și ceva. Deci am făcut până la el 14 ore din București. Mm. Am fost anul trecut. O destinație foarte interesantă. Îmi dau seama. Pentru când vine la Timișoara, nu-l întreabă țăranii. Mă, tale, din ce sat ești, bre? Din Macao. Din Macao. A cui? Da, a cui? Da, cui ești, mă, din Macao. Da, ce e foarte interesant, că Macao a fost o colonie portugheză și acolo lucrurile sunt puțin... S-au amestecat destul de tare. Sunt foarte aproape de Hong Kong. Sunt la 50 de kilometri de Hong Kong. Bineînțeles, chinezii au făcut un pod scurt între Macao și Hong Kong. Adică au făcut un pod de 55 de kilometri în 2 ani pe apă. Ca să... Da, să n-audă ăștia de la guvernare, nu mai zic chestia asta. Da. Și care sunt în opoziție. Dar ce vreau să spun, că este foarte interesant că povestește despre ce mâncăruri a descoperit acolo și că se întâmplă să se întâlnească la el acasă cu diferiți expați. Pentru că în Macao sunt foarte puțini chinezi băștinași în orchestră. Și sunt veniți de prin toată lumea. Și e foarte interesant când el le gătește românește sau când vin rușii și gătesc de ale lor sau portughezi sau ce mai fi. Bine, mâncarea chinezească e nemaipomenită, că totuși are o istorie de câteva mii de ani. Și mai ales pe zona de condimente sunt fantastice. Da. Dacă e să vorbim despre copilărie și despre bucătărie, mi-aduc foarte bine aminte de duminicile pe care le petreceam alături de bunici. Bunica din partea tatălui era o bucătăreasă desăvârșită. Îmi aduc aminte de șnițelele vieneze, mă rog, din Timișoara. Mi-aduc aminte de chiftele, mi-aduc aminte de deserturile fantastice pe care le făcea, indiferent dacă vorbim de găluștele cu prune, încercam să fac o traducere de aia, mă stau așa. Găluștele cu prune sau de salamul de biscuiți, care făcea bunica, era fantastic. Poți să cuiți Mozart la butoi? La butoi nu, dar la marimbă, xilofon, vibrafon. Eu am terminat Academia de Muzică din Cluj. Deci tu întâi ai cântat la chestii mai fine și ai decăzut la butoi sau din contră. Eu am început studiul muzicii cu pianul. Timp de 6 ani am cântat la pian și... După aceea mi-au luat ochii, mi-au furat ochii instrumentele de percuție. Șansa mi-a arătat drumul și către Festivalul Ionescu, de exemplu. Am cântat 3 ediții la rând, în 2011, 2013, 2015. La Festivalul Ionescu? În calitate de solist, împreună cu Orchestra Filarmonicii din Timișoara și odată alături de Orchestra Radio din... Era un aranjament mai mare, piese compuse de Adrian Enescu, iarăși alături de Adrian Enescu, Ducu Darie, Octavian Nicolae, am făcut o piesă la Bulandra, care se numește Dosarele Bach. O piesă care nu ești un simplu, ești care bați într-o tobă de metal. A fost o etapă foarte frumoasă din viața mea, o etapă în care am putut să mă distrez, în care să văd lumea, în care alături de chiar de TVR am făcut lucruri foarte frumoase. Aici mă refer la Eurovision, la diferite proiecte mari. Deci ai umblat pe lumea și nevastă ta ce făcea? Creștea copiii pe acasă? Nu era măsurat pe vremea aceea. Sunt căsătorit de 11 ani, de 12 ani, să nu greșesc, că după aia chiar e nasol acasă. Așa. Și am două fete foarte, foarte mișto, care și ele, una cântă la pian, una cântă la chitară. În momentul în care practici un instrument, este ca și cum ai face un sport. Te învață să fii disciplinat, să muncești, să fii foarte focusat pe niște lucruri. Sfântează și gândirea. Și că se spune că există muzica sferelor. Deci cântă Dumnezeu din planete. Da, se dezvoltă puțin imaginația. Sigur, este demonstrat științific că structura creierului muzica este puțin... Muzica te face mai dezvoltă, de fapt, muzica. Da. Și indiferent de care zonă vrei, dacă vrei să mergi în zona reală de matematician sau de medic, cei mai mari medici chirurgi operează pe muzică și cântă la cel puțin un instrument. Există orchestre în Europa renumite, formate din medici. Din medici, știu. Cântatul la pian te ajută foarte mult să gândești în mai
multe, urmărești mai multe linii melodice deodată, creierul începe să gândească spațial. Și asta ajută pe ei foarte mult, de exemplu, pe medici, în această spațialitate în lucrul lor. Asta e ceea ce am citit și chiar cred. Și până la urmă, formația asta cu care ați avut mare succes... Formația asta în 2012, cu 9 luni înainte de a avea ultimul concert, am anunțat că vrem să avem și alte provocări din punct de vedere, din punct de vedere profesional. Am rămas în relații bune. Deci, ții minte că în... Cât a durat toată 15 ani de dragoste? 15 ani. A durat 15 ani. A durat 15 ani. Am avut 12 piese number one în România. Avem un disc de aur din urma vânzărilor. Avem cea mai bună clasare la Eurovision. Au fost totuși niște realizări atât pentru noi, cât și pentru publicul care ne-a îndrăgit. Dar ce este foarte frumos, că fiind fiecare membru al formației absolvent al Academiei de Muzică din Cluj, Gheorghe Dima, a reușit fiecare să-și continue cariera profesională tot în ceea ce a învățat. Adică fiecare, unii s-au dus în zona de jazz, unii s-au dus în zona de folclor, muzică electronică, experimentală. Adică fiecare a rămas... Știi, e bine că ai explicat lucrul ăsta, pentru că, în general, când vezi o chestie asta cu butoaie, cu nu știu ce, o crezi că, bă, niște băieți din cartier care au început și ei să... Da, nu, deci toți erați, de fapt... niște profesioniști. Era foarte interesant că noi mergeam la concerte... Vor să ne cânte niște profesioniști din popor. Lăutarii care îi auzim noi așa, în Oltenia, unde m-am mutat eu de 20 de ani, cântă la nunți, la botezuri și la mormântări. Deci, cortegiul de mormântare acolo este urmat de trompetiști, de ăla la tobă, de nu știu ce. Nu odată am mers în spatele cortegiului funerar în Timișoara. Și la Timișoara se poartă, pe vremuri se cânta, se mergea pe stradă, era în special era orchestră din Alămuri, era fanfară și îmi plăcea foarte mult să văd instrumente pe care nu le văd în orchestra simfonică. Și aici mă refer la eufoniu, la basfligorna, la diferite instrumente pe care nu le vezi în mod uzual, dar pe care aceste ansambluri, indiferent că e vorba de la casele de cultură sau comunale, le-au păstrat. Și unul din marile succese ale industriei muzicale din Germania, de exemplu, care este probabil cea mai mare industrie, sunt tocmai aceste orchestre mici, tarafurile de lăutar, care sunt susținute de
zate de comune pentru a păstra tradiția și pentru a păstra cu adevărat muzica din comunitate. Știi, trebuie avut mare înțelegere pentru această formă de existență a artei în mediul ăsta mai amărât, în rural, pentru că, într-adevăr, fiecare sat acolo din Oltenia și are formația... Da, și poți să afli foarte multe despre zonă din textele lăutarilor pe care le regăsești în piese. Aveam sentimentul că ne știm de viață, deși eu l-am văzut mai la televizor de vreo două ori, așa, și știi cum e mintea omului, Michima, bă, ăștia-ți băieți ăștia de cartier care au învățat să bată în butoaiele alea de unde a fost petrol sau ce dracu, știi? Că pare o muzică de-asta mai sălbatică și nu-ți trebuie multă școală. Aiurea, știi? Că toți erau intelectuali și muzicieni cu studiul la zi, ca să zic așa. Din păcate, acum și muzica e dată deoparte, deși, cum să spun, suferința... știi că Enescu mergea pe front și le cânta răniților în spitale, știi? Da. Acum și muzica e... E închis nu numai teatru, e închisă filarmonica, nici la mormântări nu mai au voie lăutare, ceea ce este o nebunie. În momente grele, cum se spune acum că suntem într-un război, da, cultura este cea care se dată prima la o parte, când de fapt poate ar trebui să fie fix invers. Păi, cultura este cea care ține o nație... Există o vorbă, dar ia că se aplică până și aici. Când tunurile bat, muzele tac. E o veche... Da. Așa. Ia că deși nu bat tunurile și poate un vierme de ăsta... Țin minte că Churchill, am citit invizibil, că a fost întrebat în al doilea război mondial, nemai având fonduri, au început să-l întrebe, dar de unde tăiem bani, de unde tăiem? Și majoritatea au zis, păi să tăiem de la cultură. Și Churchill a zis, ok, păi dacă tăiem de la cultură, pentru ce ne mai batem? Bine, el era și un mare intelectual și de altfel și un prozator, nu știu dacă știi, a luat premiul Nobel pentru proză. A luat premiul Nobel pentru proză. Era o figură extraordinară, știi? Bun, și ce faci acum? Din ce trăiești? Nu prea am timp liber. Sunt implicat în trei proiecte mari. Unul dintre ele este un proiect pe care îl am alături de 45 de copii din cadrul Programului Național de Integrare Socială prin Muzică, Cantus Mundi. Da, ce mișto. Sună foarte bine. Da, deci, am făcut un ansamblu... Integrare Socială prin Muzică. Prin Muzică. Da. Asta înseamnă că întâlnești copii din mai multe medii defavorizate, uh-huh, îi aduni la un loc și încerci să îi faci să învețe, să asculte, să comunice, să cânte împreună, uh-huh, să gândească împreună, să fie aplicați către frumos, să învețe să muncească. Și uite, așa am reușit să fac un ansamblu de 11 dintre ei, să zicem, cei mai, în acest moment, cei mai răsăriți. Și avem concerte. Am deschis anul trecut Cerbul de Aur. Am o emisiune la radio de 10 ani în care este vorba despre ecologie, bun simț, educație, se numește Ecofrecvența. Mm. Și, nu în ultimul rând, proiectul solo, care e vorba de un proiect, muzică, aș spune, puțin experimentală, muzică electronică, în care încerc să aduc unele linii din muzica populară românească refăcute și rearanjate în ceea ce cred eu că va fi anul 2022, să spun. Mișto, da. Da. E bine că simt rădăcinile în zona asta, știi? N-am cum să mă deviez prea mult din zona asta, pentru că asta este ceea ce știu să fac cel mai bine. Uh-huh. Ar fi puțin aiurea să mă apuc să fac sport sau, nu știu, inginerie atomică, pentru că nu mă pricep. Și totdeauna am crezut că lucrurile se pot dezvolta într-o direcție bună atunci când se ocupă oameni care se pricep la ele. Instrumentele de percuție îți permit foarte mult să te joci și să descoperi foarte multe lucruri, să încerci să faci unele proiecte care ies din tipare, pe când un pianist de obicei cântă cam același repertoriu de muzică clasică, trebuie să studieze foarte, foarte mult în niște segmente foarte înguste de creativitate și asta mi-a plăcut foarte mult, să pot să-mi aduc un aport propriu în ceea ce privește muzica de percuție. N-am crezut că peste 10 ani voi scoate
lumea muzicii de percuție din sălile de instrument și de studiu, dar mă bucur că s-a întâmplat așa. Eu am încercat la Cetate acum vreo 20 de ani. Era Adrian Năsase la putere și am vrut să fac o chestie cu copii de țigani, care, fiindcă din păcate lumea nu vede decât partea asta, icebergul la suprafață, pe șmecherii din lumea romilor. Dar în realitate romii trăiesc îngrozitor. Și am zis să strâng copii mulți, să fac o școală de muzică. Aș fi vrut să fac 100 de mici sambalagi, știi? O chestie de asta, să înșiri pe malul Dunării. Ungurii au o orchestră a celor 100 de țigani. Uite, așa se și numește. Eu n-am reușit pentru că, nu știu, trebuia, am propus să dădeau atunci niște ajutoare pentru chestia asta, să le cumpăr sambale, nu? Și era o jigodie care, un tip care era, știa că eu îl înjur pe Năstase și pe Iliescu, deși mulți imbecili mă tot înjură pe internet că, doamne, comunistule, ai fost omul lui Iliescu. Pe Iliescu, cred că 7 ani n-a vorbit cu mine, pentru că inventasem împreună cu Doru Bușu și cu toată echipa Academia Cațavencu și am scris nenumărate pamflete despre Iliescu. Îngrozitoare, știi? Bă, la singurul proiect care n-a fost aprobat pe vremea PSD-ului a fost ăla cu amărâții de copilaș, știi? Păcat, pentru că copiii... Pentru că iau în sânge, nu? Da, au un talent în sânge, fantastic. Chestia asta nemaipomenită. Și un lucru foarte interesant, că cei mai mari lăutari ai României este incontestabil, au fost romi, sau mie îmi place să spun țigani, fără țigan, a fi da, păi nu e, da, creativ, da? E o prostie asta. Dar ce este foarte interesant, că acești lăutari au răzbit pentru că la un moment dat fiecare dintre ei au făcut școala de muzică și facultatea aici în București. O parte dintre ei au fost inclusiv prim concert maestri ai filarmonicii George Enescu și au fost probabil printre primii artiști români care în perioada 1830-1950 au fost medaliați de către statul francez sau statul german. Păi, dar boierii că... ani de zile, sute de ani, și-au ținut pe lângă moșii țiganii, lăutarii. La marile expoziții mondiale, de la Paris, de la New York, standurile care erau pline tot timpul, erau standul României. Deci, unde pentru cântau că, țiganii. Da, unde cântau țiganii. Lăutarii. Aici vorbesc de Ciolac, de Ocroșii, de Maria Tănase. Erau locurile unde târgul avea viață. Știi că Maria Tănase a lansat o melodie care părea așa, ușor buruienoasă. Ține țațo cu Roosevelt. Cu Roosevelt. Cu Roosevelt. Și da. Ține țațo cu Roosevelt. Da. Nu, dar ce vreau să scot în evidență a fost că întotdeauna, cel puțin pentru români, muzica a fost un as scos din mânecă totdeauna când au avut nevoie. Și cred că ar trebui să învățăm din ceea ce s-a petrecut în trecut și să, de ce nu să susținem acești muzicieni, indiferent de etnie, pentru momentele când vom avea nevoie. România în următorii ani va avea cea mai mare nevoie de cultură. Știi, pentru că din punct de vedere psihologic este destul de jos. Iar cel mai bun și cel mai ieftin medicament întotdeauna este arta. E clar, e terapia prin muzică. Terapia prin poezie chiar, știi? Da. Ia să facem noi un exercițiu, o terapie mică cu prietenii noștri. Întoarce-te așa la mine, amândoi să strigem bine. Întoarce-te așa la mine, amândoi.
E bine că vine un ungur și le arată românilor încotro să... Pentru că dacă moare cultura, un popor își pierde, de fapt, identitatea. Aici, eu totdeauna am crezut, poate sună politicianist, deși nu am nicio treabă cu politica, dar Uniunea Europeană este construită pe un slogan foarte, foarte bun, din punctul meu, care se numește Uniți prin diversitate. Eu mi-amintesc de copilărie, când mergeam să jucăm fotbal în fața blocului, în Timișoara, și în echipe era un ungur, un neamț, un țigan, un sârb și un evreu. Da? Da, da. Și niciodată n-aveam o problemă între noi, bine. Înainte de meci, în timpul meciului și după, totdeauna am rămas foarte, foarte bun prieten. Mi se pare mult, mult mai interesant ca statul român să reușească să investească în cultură în așa fel încât să păstreze identitatea culturală a fiecarei zone. Pentru că în acest moment, poate nu ne dăm seama, dar prin radiourile comerciale, de fapt trăim o globalizare prin muzică. Cel din Timișoara, cel din Baia Mare, cel din Cluj, cel din Brașov, ascultă o muzică dictată de un studio de pe malul Dâmboviței. Da, ceea ce mi se pare puțin ciudat, în loc să-ți auzi în Timișoara muzica vecinilor sârbi, bulgari, comunitatea germană, care aveau o muzică foarte, foarte interesantă. Sau de ce să asculte cei din Baia Mare muzica americană transmisă din București, când ar putea să asculte muzică foarte frumoasă a ucrainienilor de sus. Eu la cetate prind foarte bine bulgari și sârbi. Sunt înnebunit după corurile de femei. Sunt de un tragism, femeile alea. De ce? Pentru că bulgarii au fost mult mai europeniști pe vremea Imperiului Otoman, și le-au desfințat bisericile, le-au făcut geamii, bărbații au fost măcelăriți, în fine. Și sunt corurile alea de fete nemăritate, de văduve, știi? Da. O lamentație incredibilă. Pe de altă parte, sârbii, care au cântece mai... și ei au cântece tragice, da, despre Dunăre, în fine. Dacă vorbim despre Dunăre, să ne amintim de județul Tulcea, care este județul cu cel mai multe minorități din România. 28 semnalate la Casa de Cultură din județul Tulcea. Știi că au protestat unii, că de ce au votat ăia UDMR-ul în Tulcea. Da, și în Tulcea am auzit primul cor, încă mi-am amintit de aceste de limoveni. De babuște. Extraordinare. Deci, atâta melodie și atâta frumusețe de la portul popular până la ce melodii cântă. Vechi, că și au fugit pe vremea lui Petru. Da, ce e foarte interesant. Când le-au tăiat bărbile. Petru și au fugit de ce e foarte interesant este că, deși sunt foarte puțini, țin foarte mult la tradițiile lor. S-a născut cu muzica în sânge. Pe de altă parte, are un bun simț care se vede la prima discuție, știi? Și e un om care cugetă asupra lumii aceștia și obsedat și de copii ăștia care n-au posibilitatea să studieze, și a încercat el să atragă o categorie, în fine. E foarte simpatic, știi? Nu e nici încrezut, nici nu se dă vedetă, nici are... E un mic înțelept, așa. Acum știți cum e? Muzica este ca și vinul. Poți să bei un vin deosebit, da. Pe care alături de care ai o poveste, o experiență, nu știu, poate un zâmbet sau un schimb de experiență extraordinar, sau poți să bei un vin prost cu cola. Da? La fel și cu muzica. Poți să asculti ceva superficial. Hai să ascultăm o muzică. Toată viața m-am căit, că m-am măsurat de mic, și acum ca o s-o găsesc, cu bagrei s-o dobândesc. Iese lumea la șosea și are numai vorba mea. Zice că m-am pricopsit, dar nu știe că am muncit. Of, 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 of. Iese lumea la șosea și are numai vorba ta. Ia-o-s. Zice că te-ai pricopsit,
Dar nu știe că ai muncit, munceamnă și nevasta. De mi-a făcut căsuța și tu a venit cineva și-o trage la casa mea. Să-i bei ce bea ce mânca, of, 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 și nu mai pot. Aoleu, aoleu, nu mă vezi cum beau mereu. Aoleu, aoleu, și eu beau de dorul tău. Hai, cariule! Eu când văd cât o nevoastră tinerică și frumoasă, mi se-ți bate câte o coastă. Cum aș face să o aduc la patul care mă culc? Să-mi apuc să-mi sărut mijloacelul să-i înfrâng, să-i asfârdă să-ți îngure, să trăgesc ca pe o alună. Aolă frumoasă ești, cu bărbatul cum trăiești, op, op, op. Aoleu, aoleu, nu mă vezi cum beau mereu. Aoleu, aoleu, și eu beau de dorul tău. Aoleu, aoleu, nu mă vezi cum beau mereu. Aoleu, aoleu, și eu beau de dorul tău. Vin, muzică, îți recit și o poezie. Se cheamă Elegie la trenul reci. Am scris-o, cred, la 20 ceva de ani. O poezie de dragoste. De a dormi iubito pe linia ferată, îmbujorate trenuri te-au ocolit tiptil. Din ceruri au să ningă baloturi mari de vată, vor fi beții de rouă, se va dansa cadril. Va mai veni și un înger din gările înalte să-ți netezească părul cu pene de păun și arbori de secvoia se vor planda în halte și în piețe s-or da gratis baloane de săpun și părul tău de raze va cotropi Siberii să-ți fâre zăpada pe capete de struți și apoi în reci cazarme cu genele ai săperii obrazul ascuns în pernă al plânșilor recruți. Dar tu n-adormi, iubito, pe linia ferată, trec trenuri îmbâxite de zgură și de clor și nici nu știu ce înseamnă un trup frumos de fată. Și încep atunci de milă să plâng în urma lor. Cred că asta, foarte după ce am dat la teatru, m-au luat în armată, știi? Da, am o să fac asta. E o poezie care ți este dragă pentru că o știai pe de rost, fără absolut nicio pe care ai spus-o de multe ori. Și asta cu sigur... e o meteagnă a bătrânilor. Ții minte lucrurile din tinerețe și uită ce ai spus acum de oră. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Mulțumim la provincia, mulțumim și artei și muzicii și poeziei. Și nu mai supraviețuim în această lume ingrată, de fapt, știi? Da, noroc! Sănătate, mulțumesc frumos! Poetul Mircea Dinescu în bucătărie mi s-a părut, de fapt, hai să luăm așa, omul Mircea Dinescu mi s-a părut foarte fain. Adică este genul de personaj altul de care aș putea să petrec mult timp, nu neapărat să mănânc, poate doar să beau un pahar de vin și cred că am găsit multe subiecte în comun. Asta pentru că poezia, muzica, vinul și arta culinară de multe ori adună la oaltă foarte multe idei frumoase pe care poți să le dezbați fără a intra neapărat într-o polemică.
indiferent de ce faci, dacă reciți, gătești, cânți sau doar povestești, important este să cauți lucrurile comune pe care să le împărtășești. Pentru că dacă ești singur la masă, e destul de trist. E bine să mai ai câteodată o surpriză, știi? Să vezi un muzician pe care îl credeai un ăsta de vir fortis, care bate în butoaie, că de fapt este un om sensibil, delicat, obsedat de natură și de curățenia lumii. E plăcut să mai întâlnești astfel de oameni. La Provincia. Pui vegetarian crescut cu legume și cereale.